Polițiștii gorjeni vor fi la datorie și în acest weekend prelungit pentru ca ziua de 1 mai și sărbătoarea Învierii Domnului să fie sărbătorite în siguranță, iar prevederile legale pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19 să fie respectate. Așadar, peste 800 de polițiști din toate structurile, împreună cu celelalte efective ale Ministerului Afacerilor Interne, vor fi la datorie și în mini-vacanța de Paște pentru asigurarea siguranței și ordinii publice în contextul sărbătorilor pascale ortodoxe. Pentru a preveni orice fel de evenimente nedorite, pentru a fluidiza traficul rutier și a evita formarea de aglomerări de persoane, precum și pentru a se asigura că se respectă măsurile sanitare de prevenire, polițiștii vor fi prezenți în zona lăcașilor de cult de pe raza județului. Polițiștii fac un apel pentru toți cetățenii județului Gorj să respecte măsurile impuse de autorități pe perioada stării de alertă. Polițiștii gorjeni împreună cu celelalte efective ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie și în mini-vacanța de Paște pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în contextul sărbătorilor pascale ortodoxe. Astfel, peste 800 de polițiști din toate structurile vor fi la datorie în perioada 30 aprilie-3 mai anul curent pentru ca sărbătoarea Învierii Domnului să fie celebrată în siguranță. Polițiștii vor fi prezenți în zona lăcașurilor de curd de pe raza județului Gorj pentru a preveni orice fel de evenimente nedorite, pentru a fluidiza traficul rutier și a evita formarea de aglomerări de persoane, precum și pentru a se asigura că se respectă măsurile sanitare de prevenție. Scopul nostru nu este acela de a sancționa, ci de a preveni răspândirea virusului COVID-19, însă nu vom tolera nicio abatere a legii. În noaptea de înviere, respectiv 1-2 mai, circulația va fi permisă în intervalul orar 25 cu respectarea măsurilor de protecție, respectiv portul măștii, astfel încât să acopere nasul și gura și respectarea distanțării fizice, inclusiv în zona lăcașelor de cult și pe tot timpul oficierii slujbelor religioase. De asemenea, deplasările vor trebui făcute astfel încât să se evite aglomerația.